O asemenea relatare optimistă, Igor Dodon a vrut să miroase niște merișoare și să le atingă cu mâna lui curată răpănoasă. Iată asta tărie de caracter, să vezi niște lăzi cu mere și să nu vrei să pui vreo două în buzunar, Igor. Dă-mi spus și eu. Nu, asta pentru președinte. Care președinte, te așteptăraș. Iar aici, Igor Dodon a făcut cunoștință cu aparatul de tăiat degete. Acest device ultramodern, supranumit și Palițarup 3000, este destinat politicienilor care se iau prea tare în serios. Un deget, al doilea, al treilea poate fi tăiat dacă, în loc de politician, te crezi virusolog. Igor Dodon a făcut o față de Igor Dodon și a înțeles că asta se referă chiar și la cei care au slujit.